Un monument natural unic în Europa întâlnim chiar într-o comună mehedințeană. Este vorba despre podul lui Dumnezeu din Ponoarele, care nu doar din România este cel mai mare pod din piatră naturală, ci și de pe întregul continent, fiind de asemenea și singurul din lume pe care se și poate circula. Așezat în sud-vestul țării, județul Mehedinți este o Românie pe scară mai mică. De la fluviul din vest la podgoriile din sud și până la peisajele superbe din nord, Mehedințul este mereu surprinzător. În nordul județului, în centrul comunei Ponoarele, întâlnim un monument natural unic în Europa. Este cel mai mare pod din piatră naturală de pe continent și singurul pe care se poate circula. S-a format prin prăbușirea peretelui superior al peșterii și se impune prin masivitate. Plin de istorie și legende, podul lui Dumnezeu atrage privirile tuturor celor care ajung pe meleagurile mehedințene. Legenda spune că aici, în zonă, se ascundea diavolul. Și Dumnezeu, ca să-l omoare, să-l termine, a venit și a dat cu palma în tavanul peșterii să-l prindă, dar numai că el nu a știut că există și o altă ieșire și diavolul a ieșit din peșteră și așa s-a format podul pe care suntem noi acum și gura peșterii a rămas mai departe. E un loc încărcat de istorie și de legende, foarte multe. Unul dintre cele mai importante, așa cum am spus, din Geoparc Platou Mehedinți și e punctul fierbinte al zonei. Aici prinde turiști fie vară, toamnă, iarnă, primăvară, nu contează, cursul săptămânii, e un loc mirific. Dacă nu era suficient, pe lângă peștera Ponoarele și lacul Zăton, la marginea comunei se află și pădurea de liliac, ce se întinde pe 20 de hectare. Chiar dacă face legătura între două orașe, Baia de Aramă și Drobeta Turnul Severin, podul lui Dumnezeu din Mehedinți rămâne singurul pasaj natural din lume deschis traficului rutier.